întâmplat pentru că... AB e congruent. Pentru că ai avut șansa lui AB cu CD. Și era AT, intra în triunghiul ATB. Că noi căutăm un triunghi în care se intre AT. Deci, iată cum continuăm la punctul... Problema mai frumoasă aici, da? Abia acum începem să vedem probleme destul de interesante. Deci punctul B este mult mai interesant. Hai să zicem testul asta. Ștergi mai și scrie mai. Sus nu vom aștepta. Nu, nu. Deci, întâi începem așa cum am întâmpit la dificultăți. Zicem așa. AT, zicem punctul C. A OT bisectoare dacă și numai dacă unghiul OT asta este bisectoare dacă și numai dacă arătăm că unghiul 1 e cât unghiul 2 dacă și numai dacă unghiul AOT e congruent cu unghiul? Care unghiul? Cu unghiul AOC, stați. AOT. Deci AOT, AOT, cu CUOT. Cu CUOT. Da? AOT cu CUOT. Dar, spunem, AOT, unghiul AOT, intră în triunghiul, în care triunghi AOT? AOT. Care AOT intră în triunghiul ăla. În AOT. Da. În AOT. În triunghiul. Nu mai pun unghi. Unghiul AOT intră în triunghiul AOT. Iar TOC TOC intră în triunghiul care? Intră în triunghiul COT. COT. Da? AOT cu OT. Și ne întrebăm. AOT. AOT. Triunghiul AOT este congruent cu triunghiul TOC. TOC. Da? Or fi AOT cu TOC. Ce au aceste două? Au OA cu OC. OC. OA. Congruent cu orice. OA cu orice. OT e comună. OT comună. Deci OA cu orice. OT e comună. Da? Și deci... ne mai trebuie... Și ne trebuie AT congruent cu TB. Dar oare AT? Întrebăm aici. AT e congruent cu TB? Păi înțeleg întrebare, nu știu. Nu știu. Dar AT și TB în ce triunghiuri intră? AT și TB, zice. AT și TB nu. AT intră în ce triunghi? Nu, AT și TC. AT și TC. TC, foarte bine. TC. AT în ce intră? AT latură în triunghiul care? Pune semn de întrebare, nu știm dacă este complet. Triunghiul ATB. În triunghiul ATB. Iar TC latură în triunghiul care? Triunghiul CTB. CT CT D. Latură în CT D. CT D. Ei, ce pot să spun repede? Că AB acum luăm cele două triunghiuri. Deci fie triunghiuri. Fie triunghiurile, care? Fie triunghiurile ATV, ăsta, triunghiul ATB. ATB și triunghiul și CTB. Așa, despre cele două triunghiuri ce spunem că au? Au în comun pe AB și CD. AB. AB, nu e în comun, AB. AB congruent cu BC. Așa, știu asta, din ipoteză. Da. Cu CB, cu C. AB cu CD. Cu CD, nu? Da. AB cu, da, cu CD. CD. Din ipoteză. Da. A unghiul ABT.
cu A, B, T, cu C, D, T, din demonstrația anterioară. Deci cu albastru și cu albastru, am spus, nu? Da. Deci A pe unghiul A, B, T. Așa trebuie să mă rog. A, B, T. Congruent cu unghiul? Congruent cu unghiul D, 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 C. D, D, C. Așa. Demonstrați. Demonstrați mai înainte. Da. Și mai au și unghiul ăsta cu galben și galben în partea asta, adică A. B, A, T. B, A, T. La urmă este dat să răspundeți. B, A, T. Și T, C, D. B, A, T. T, C, D. Congruent cu? T, C, D. T, C, D. De unde asta? Complemente ale unghiilor congruente. Complemente. Complemente. Complemente sau suplemente? Ce am zis, mă? Că forma 180. 180. Suplemente, da? Suplemente. Suplemente. Pentru unghiuri congruente. Unghiuri congruente. Și acum sunt trei elemente și timp trei puse la punct. Ce caz de congruenție este? Latură. Nu e adevărat. Latură, unghi, unghi. Latură, unghi, unghi. Sau unghi. Latură-unghi. Așa e medin, da? Unghi, latură-unghi. Dar nu poți fi și latură-unghi? Există și latură-unghi, dar aici am avut unghiuri la capete. Da, unghi, ok. Da? Unghi, latură-unghi. Triunghiile luate A, T, B. Îi congruent cu unghiul, cu triunghiul C, T, D. Da? Și fiind congruente, rezultă că și, deci fiind congruente, rezultă că și atât cât T, C. Atât, sunt acolo, nu? Da. Atât congruent cu T, C. Și dacă atât e cât congruent cu T, C, înseamnă că asta nu mai este. Semnul de întrebare șterg de aici. E demonstrat. Da. Și atunci, de aici rezultă, conform care cărui caz? Latură, latură, latură. Laturi, 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 toate laturile sunt aici. Da, da. Rezultă atunci că și unghiurile astea sunt congruente, nu? Adică rezultă că A, O, T, A, O, T, este bisectoare. Da. Deci O, T, O, T, bis. Bisectoare. Deci vezi cum ne-am întors înapoi frumos. Mă, îmi trebuie asta, cât asta. Dar asta unde o prind? În triunghiurile astea. Dacă aș arăta că astea sunt congruente, hai să muncesc. Ce au cele două triunghiuri? Au pe A, B, cât C, D. Și ce mai am? Am văzut câte o latură. Bine, ar fi ca unghiuri la bază. Pe B, de unde ar primi? Din triunghiul mare. Pe D, de unde? Dintre celălalt triunghi. Bun. Excelent. Mă întreb ăsta. Cât ăsta? Dar astea două sunt suplemente ale unghiurilor ăsta. Și în final, ai și problema foarte repede. Da? Deci, vedeți, începem să mișcăm spre geometrie și problema asta a fost chiar interesantă. La revedere! Să nu uitați să dați like și să vă abonați la proful meu. La revedere!